Salutare tuturor! E bine, dragilor, mă aflu după un lung periplu prin diverse locuri din țară și poate unii dintre voi ați spune, păi, extraordinar, vrem să vedem. Tocmai aici e problema, că aceste deplasări pe care le-am făcut în scop profesional au fost foarte pe fugă, deci efectiv am sărit din tren în mașină, din mașină în avion și așa mai departe. Sunt foarte, foarte obosit. Am filmat foarte puțin și disparat așa, nu prea am cum să leg prea multe informații să vă redau într-un video, dar am zis că totuși să compilez în videoul de astăzi două cazări extraordinare care mi-au atras mie atenția prin locurile pe unde am fost. Și așadar, haideți să vi le prezint în continuare. Bună dimineața, vă salut pe toți de aici dintr-o cameră de hotel. Unde credeți că am ajuns? Am ajuns din nou în Tulcea, dar ce este senzațional este view-ul pe care l-am de aici din cameră. Uitați-vă, asta e camera, aici e camera, da? Și uitați ce view am aici. Chiar cu vedere la lacul Ciuperca, sunt pe cazat la Hotel Insula. Este superb, absolut superb. Pentru camera aceasta, cu vederea extraordinară pe care ați văzut-o, probabil aici e și baia, plătesc incredibilă sumă de 115 lei pe noapte, da? Fără mic dejun, adevărat? Eu nu prea contractez mic dejun pentru că nu prea mănânc dimineața. Și ăștia n-au opțiunea aia de mic dejun în care să plătești o cafea și atât. Uitați-vă ce vedere extraordinară am aici. Bate vântul ca tare acum. Dar e senzațională vederea asta. Păcate, nu am foarte mult... Din păcate nu am foarte mult timp la dispoziție, iarăși în Turcia sunt venit pe fugă, de data asta chiar cu treabă. Acesta e hotelul în care m-am cazat, Hotel Insula, chiar pe malul lacului Ciuperca. E un hotel foarte frumos, foarte drăguț, are și parcare aici. Și ce am vrut să vă arăt și voi aici este o mică capelă, foarte drăguț, chiar în incinta hotelului. Cu niște icoane, cărți de rugăciune. Foarte, foarte interesant. Este și acest pod absolut senzațional aici, la ieșirea din hotel. Este o vreme foarte frumoasă, doar că bate vântul cam tare, dar nici nu zici că iarna, efectiv. Hotelul ăsta e situat undeva în lângă gară. Există și parcare cu plată aici, și parcarea din incinta hotelului este cu plată, 20 de lei pe zi. Însă dacă vii cu trenul, faci 3 minute până aici la hotel și nu-ți mai trebuie parcare. Apropo, că suntem aici în gară, văd aici un tren garat în stânga, îl vedeți și voi. Am aflat că mai există doar 4 trenuri care se întâmplă în gara asta pe zi, 2 sosiri și 2 plecări. Da, incredibil. Practic nu se mai întâmplă nimic în gara asta. Iar locomotiva aia pe care v-am arătat-o într-un episod trecut, pe care vedeți acolo în planul 2, este absolut senzațională. Acum nu știu dacă e funcțională sau nu. Habar n-am. Aici e gara Tulcea Oraș, mai există o gara Tulcea Mărfuri, acolo n-am fost. Presupun că nu e pentru pasageri. I am sitting at this bar trying to forget all the fun we used to have. Even though I'm better and time has passed, now I want
my dreams to pick you up. I just wanna make it right. I know all about your troubles. Wanna drive. Salutare și bună dimineața. Am plecat cu noaptea în cap spre Pitești. N-am mai fost de ceva timp în orașul ăsta. Mă duc cu treabă. O vreme foarte frumoasă, o vreme însorită. E și cald afară, pot să spun. Mă așteaptă 3 zile de muncă asidu aici la Pitești. Asta e ultima vreme a multe delegații din astea care n-am timp să stau mai mult acolo, pentru că trebuie să ajung după aia în altă parte. Ia uitați-vă ce schimbare bruscă de vreme, da? Ce brusc, dar am trecut de la soare la ceață, efectiv. Incredibil, incredibil. Și autostrada asta, să știți că cel puțin pe banda 1 sunt foarte multe denivelări și foarte multe gropi. Cam așa arată camera de la Pitești, unde m-am cazat aici, o cameră foarte drăguță, da? Am și aici un desk, ceea ce e minunat pentru că am de lucru, însă ce este extraordinar e că această cameră are două balcoane, atât cât e micuță camera, dar are două balcoane pe două laturi. Uitați-vă aici ce chestie minunată, da? Deci stau aici în chestia asta cu view-ul acesta. Și, după cum vă spuneam, da, hai să închidem ușa asta, să nu se facă în curent, mai avem aici încă un balcon cu două măsuțe, scaune, lumieră. Foarte confortabil și cam asta e vederea de aici. Haideți să vă arăt și baia. O să se audă un pic zgomotul ăsta de fond, ventilatorul, da? Aici e un duș, chiuvetă, oglindă, foarte curat, foarte, foarte civilizat. Acum, nu știu cât costă camera asta de hotel, habar n-am. Poate vă întrebați de ce nu știu cât costă. E pentru că mi-a plătit-o cineva. Da, care m-a invitat aici la un eveniment și cazarea era inclusă, așa încât nu știu exact cât este cazarea. Jos la recepție am văzut că era afișat ceva de genul 200 și ceva de lei pe noapte, cameră single sau dublă, nu știu exact ce am văzut acolo, dar când o să cobor o să vă spun.